Cele cinci percheziții efectuate ieri în Gorj, Arge și în municipiul București la persoane suspectate că ar fi păcălit zeci de români prin metoda accidentul s-au încheiat cu reținerea unui tânăr din Târgu Jiu. Deșindere au fost făcute și în două celule din penitenciarul Colibaș. Suspectul care a ajuns în are sub acuzația de înșelăciune va fi prezentat în fața magistraților de la judecătoria Brașov cu propunere de arestare preventivă. Acesta este suspectat că face parte dintr-un grup printre care se află și deținuți. Prin metoda accidentul ar fi reușit să obțin peste 60.000 de lei după ce se dădeau drept consuli sau avocați. Inițial anunțau că o rudă a păgubiților ar fi fost implicată într-un accident de circulație și are nevoie urgent de bani pentru a scăpa de închisoare. Sumele erau trimise pe numele complicilor prin mandate poștale sau prin transfer de bani.